mulțumim cu faptul că avem multe proiecte depuse, o parte dintre ele sunt semnate și o parte urmează să le semnăm, parte fiind în etapa de evaluare. Nu știu câte primării au așa de multe proiecte de finanțare cu fonduri europene propuse sau chiar semnate. Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial BPH2 este un proiect finanțat prin PON. Contractul de finanțare a fost semnat în 4 septembrie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 15.810.000 lei. Durata proiectului contractului de finanțare, de fapt, este de 36 luni, de data semnării contractului, din care lucrări de execuție 25 de luni. Deci, întotdeauna o să vă spun durata contractului de finanțare și durata lucrării de execuție, care este mai mică. Pentru că mai sunt etape și înainte și după contractul de execuție propriu-zis care trebuie realizat. Nu intru în detalii în legătură cu acest proiect. O să vă dea, dacă doriți, Ioana, câte o copie după fiecare dintre materiale pe care le prezentăm. Până în acest moment au fost atribuite contracte privind serviciul de consultanță în vederea implementării proiectului, servicii de audit și serviciul de informare și publicitate. Este în curs de elaborare documentația de atribuire a contractului de proiectare și lucrări de execuție. Contractul care, de fapt, este cel mai important. Al doilea proiect. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina, blocul situat pe strada Victoriei numărul 12. Este un bloc cu 3 scări. Contractul de finanțare a fost semnat pe 25 septembrie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 731.023 de lei. Durata proiectului este de 22 de luni, durata contractului de finanțare, de la data semnării lui, din care lucrări de execuție 10 luni. Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina, proiect care se află în etapa de precontractare, trecând de cele două etape de evaluare, cu punctaj de 78 de puncte. Este un punctaj mare. Deci au trecut de evaluarea în toate etapele, eligibilitatea administrativă, economică și tehnică și se află în perioada de precontractare. Valoarea totală a proiectului este de 26.528.000 de lei. Este chiar puțin mai mare decât valoarea proiectului care a dat cei care a fost cel mai valoros proiect cu fonduri europene pe care l-am realizat la Câmpina. Deci a fost 25 de milioane. Da? Deci dacă îl vom realiza, va fi cel mai valoros proiect derivat cu fonduri europene. Durata proiectului este de 42 de luni de finanțare, contractul de finanțare, din care 31 de luni lucrări de execuție. Nu intru la fiecare proiect în amănunte privind lucrările care se vor executa. Totuși aici doresc să vă spun că izolarea termică a pereților exterior nu este obișnuită, ci este va fi realizată prin metoda fațadă ventilată. Această metodă de fațadă, o fațadă ventilată, are prevăzut un spațiu de aer de izolație, izolarea termică propriu-zisă și peretele clădirii, care permite aerisirea continuă a pereților clădirii. Este o metodă mai nouă, poate puțin mai scumpă, dar ea protejează clădirea împotriva umezelii și condensului. Am avut în trecut, doamna Oprescu, directorul Oprescu, poate să vă spună că am avut în trecut o discuție cu o societate care se oferea să facă astfel de lucrări. Iată că, cu etapul, deja am ajuns să propun această soluție și ea va fi realizată. Crește eficiența energetică în proiectul numărul 4. În cadrul Colegiului Tehnic Constantin Istrati. Proiectul se află în etapă de precontractare, trecând de cele două etape de evaluare. Nu vă mai spun care evaluare, că am spus la proiectul anterior.
cu un punctaj de 83 de puncte. Este cel mai mare punctaj pe care l-am avut și care cred că se află și în lista de proiecte pe care analizează organismul intermediar. Valoarea totală la contract a proiectului 8.411.000 lei, durata contractului 24 de luni, dintre care 16 luni lucrări de execuție. Trebuie să vă spun totuși foarte pe scurt că în ceea ce privește lucrarea de reabilitare tehnică a spitalului și a colegiului Constantin Istrati, în afară de lucrările de izolare a pereților, există și lucrări de schimbare a instalațiilor termice și a instalațiilor electrice. E foarte important pentru că aceste lucrări sunt de mare valoare și bineînțeles că ajută foarte mult liceul pentru creșterea gradului de siguranță și de randament și de eficiență economică. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina, blocul de pe calul 1-7 AVC, așa cum este numit, așa cum este cunoscut. Se află în etapă de precontractare, trecând de asemenea de cele două etape de evaluare, cu un punctaj de 77 de puncte. Durata contractului 20 de luni de la data semnării lui, dintre care 12 luni reprezintă lucrări de execuție. Toate aceste trei proiecte sunt, vedeți, în etapă de precontractare și ne așteptăm să fim invitați sau să primim o vizită pentru semnarea lor. Valoarea totală a proiectului 3.441.000 lei. Toate proiectele sunt finanțate prin programul operațional regional, de care am vorbit mai devreme. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construcția unei grădinițe în municipiul Câmpina, în cartierul Erupției. Proiect depus în luna iulie 2018, proiectul trecând de etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilități, intrând în procesul de evaluare tehnică și financiară. Valoarea totală a proiectului 4.153.000 lei. Durata estimată a contractului de 36 de luni și a lucrării de execuție 18 luni. Dacă vom realiza acest proiect, va fi o bijuterie de grădiniță. Nu exagerez deloc, proiectul este deosebit, este foarte frumos și cu toate utilitățile necesare în această în etapă actuală pentru o desfășurare a activități decente și în sprijinul copilor și nu într-un moment al cadrelor didactice. Reabilitarea, modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Câmpina, proiect depus spre finanțare tot prin POR la 17 august 2018. Valoarea totală a proiectului este de 7.683.000 lei, durata contractului 12 luni, dintre care 7 luni lucrări de execuție. Nu intru în detalii, în afară de doar de locuirea becurilor cu halogen, cu becuri cu LED, are și extinderea rețelei de iluminat pe strada Drumul Taberei și strada Potului. Proiectele puse în strategia de dezvoltare locală a municipiului Câmpina, elaborat în cadrul proiectului Sprijin Pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Câmpina, și anume proiectele pe care noi le propunem, în cadrul GAL-ului, construire de locuințe sociale, suma alocată prin POR 2.300.000 de euro și modernizarea străzii Oborului și Pădurii, cu o valoare de 500.000 de euro.